Sunt cunoștințe specializate și acum hai să gândim la ce spun, pentru că e o sentință aici. Ce spunem noi că avem cultură generală, de fapt sunt cunoștințe specializate pe domenii care nu sunt actuale. Câți dintre copii, dintre elevi, pot spune în momentul actual, domnule, am învățat ceva care îmi trebuie? Eu de cunoștințele astea am nevoie. Mă voi împiedica de ele în viață, odată. Poate da, la o olimpiadă sau la un concurs. Interesant este că, de exemplu, în gândirea chineză, când erau pregătiți cei care lucrau pentru producerea imperială, istoria și geografia totuși erau lucruri importante, pentru că ei spuneau că clima unei zone condiționează aproape toată gândirea. E foarte adevărat, numai că la chinezi e un continent și, pe de altă parte, un imperiu. Deci ei trebuiau să aibă o educație pe istorie și pe geografie ca să poată să păstreze Imperiul Continent. Nu? Așa. Dar noi acum intrăm într-o lume globală. Într-o lume a globalizării în care nu mai contează atât de tare care sunt granițele și istoria, ci ne interesează dinamica. Ne interesează ce se va întâmpla mâine, ce se va întâmpla în 10 ani. Noi trebuie să orientăm copiii ăștia prin curiculă către viitor. N-are niciun sens să se orienteze către un trecut de care nu se mai împiedică niciodată când ei merg pe piața de muncă mondială sau europeană și când trebuie să adapteze la alte culturi, la alte cutume, la alte valori. Nu? Deci, sunt problemele actuale care sunt suficient de adânci, de multiple, pe care nu le știu. Eu nu i-am pregătit pentru viață, nu i-am pregătit pentru conflictul social ca să poată face față, pentru integrarea economică. Nu-i pregătesc. Ce sens are pentru mine să explic că în Algeria sunt zăcăminte mari de nitrați? Va ajunge el să exploateze în viața lui zăcăminte de nitrați din Algeria? Deci, vedeți, noi am făcut o acumulare de cunoștințe care nu înseamnă cunoaștere, care nu înseamnă formare, care nu înseamnă dezvoltare de abilități, nu înseamnă dezvoltare de inteligență. În tradiția noastră așa a mers și ne-am preluat asta de la ruși. Trebuie să deschidem ochii ca să revoluționăm foarte puternic toată această curiculă, pentru că, de fapt, noi ce le dăm e junk food, e mâncare proastă, nu le dăm mâncare bună. Nu le dăm ceea ce le hrănește și le stimulează inteligența. Doamne, dumneavoastră ați venit un pic mai târziu. Vă invit să intrați pe suprautas.ro și să citiți metodologiile de aplicare a legii 17. Acolo găsiți. Da. Acolo găsiți toate punctele în privința curiculei. Și acest curs e un curs de dezvoltare a curiculei. Deci, deocamdată, dar vă cred. Da, încet, încet vor veni și profesori mai mulți, cei care au vocație, curiozitate, dorință, care sunt din pasiune în învățământ, nu sunt pentru un salariu. Mulți sunt pentru un salariu și pentru o vacanță, dar există și oameni care sunt adevărați în sistemul de educație. În sfârșit, acum, cât de complexă e abordarea curiculei? Știți cât de atenți sunt cei care lucrează în dezvoltarea curiculei în sistemul de education? De ce? Apar următoarele noi corelări. Copilul a învățat o curiculă în liceu. A avut un manual de matematică, de exemplu, de tip AP în America. Manualul de tip AP a dezvoltat toate cunoștințele necesare liceului, dar și pentru anul 1-2 de facultate. Dacă el a parcurs în liceu manualul de tip AP, atunci ce a făcut el acolo este deja rezultat
transferat în facultate. El când se duce în facultate nu mai repetă cursul. L-a parcurs odată, l-a înțeles odată, merge într-o direcție pe care și-o alege, în care aprofundează ce-l interesează. Sunt cursurile APA. Sunt cursurile APA. Deci am făcut acest salt valoric și am luat o învățare accelerată pe care mi-am asumat-o eu. Nu vine profesorul să-mi spună, domnule, ești foarte inteligent și îți dau voie să te duci dintre a șasea între a șaptea. Nu. Eu am manuale specializate pe care le aleg între a șasea, care cuprind și materia de a șapte, opta, noua, a douăsprezecea. Și între a șaptea eu am făcut toată matematica respectivă și m-am dus până între a douăsprezecea, am dat examenele, am luat scorul foarte înalt și sunt între a șaptea și deja am notă recunoscută la facultatea de matematică sau la politehnică sau oriunde. Și dacă mi-am făcut încă vreo câteva astfel de manuale, că am fost suficient de inteligent ca să merg pe propria mea sumare, că m-au interesat, eu sunt în clasa 8-a sau a 9-a și sunt în același timp student la facultatea respectivă, în care merg mai departe cu cursurile și pot să-mi termin în același timp liceu și facultate. Și să fiu și student doctoral. Și nu e nicio absurditate aici. Există copii care au aceste abilități și aceste capacități. De ce să-i țin pe loc să stea să facă ecuații de gradul întâi un semestru, când ei deja sunt capabili să facă ecuații diferențiale? Și atunci trebuie să proiectezi curiculă capabilă să facă față la abilitățile lor. Dacă am găsit o populație suficient de mare, fac manuale de nivel foarte înalt prin care se meargă program de accelerare. Dacă nu, eu trebuie să lucrez cu el pe domeniul lui de interes. Eu trebuie să-i găsesc toate modalitățile de a-l ajuta să-și atingă parametrii lui cei mai înalți. Aici e marea problemă. Iar eu, profesor, nu mă pricep. Eu nu știu cum se fac cu astfel de curiculă. Experiența mea e cu manualele de tip nu știu care, care târ îți dau niște cunoștințe, niște probleme. Și atât. Sunt niște întrebări pe care eu, reproductiv, pot să le folosesc ca pe vremea proletcultismului. Istoria nu știți că sunteți tineri, dar doamna mai știe că noi suntem o generație mai adâncă. După 44, când s-a umplut canalul de intelectuali, au rămas facultățile deseori fără profesori, care erau trimiși la canal. Și atunci diversi tovarăși au fost invitați să devină asistenți, lectori, conferențiari sau profesori. Și au fost întrebați, ce vreți să deveniți? Asistenți, lectori, conferențiari sau profesori? Și toată lumea a acceptat să fie lector sau conferențiar. Asistent, ziceau că e asistent medical și nu le trebuia, iar profesor credeau că e profesor de școală generală. Și au fost puși în fața realității de a preda în fața unei sări. Cum se predea bietul? Se ducea cu cartea și citea. După care, la examen, corecta studentul cu cartea în mână. Dacă studentul sărea o virgulă, îi scădea un punct. Și așa s-a format stilul nostru pedagogic, pe care l-avem și în ziua de azi. Învățarea pentru reproducere, da. Da, e real. E absolut real. Să câte acum, în perioada respectivă, s-au obținut un rezultat extraordinar la învățătură, până în 1989. Funcție de ce? Funcție de ce? E un dedat... Că-s profesor până acum. În funcție de ce? Rezultatele noastre extraordinare la învățătură au fost obținute numai la nivel de olimpiade, pentru că au existat și mai există încă un număr de profesori implicați, motivați, capabili, care au făcut eforturi uriașe. Nu pentru că sistemul ar fi bun. Sistemul s-a văzut foarte bine cum a fost la raportul TIMSS, în care România a ieșit pe una dintre ultimele 20 de locuri în lume. Aproape la egalitate cu America, în ceea ce privește învățământul matematic. O jale. În America, însă, s-a făcut din raportul la TIMSS o problemă națională.
dezbatere, eforturi, bugete, implicare, training profesional ca să ajungă să fie America la nivel sus pe matematică. În România nu s-a întâmplat nimic, nici măcar nu s-a băgat de seamă. Și acum? Și acum? Dar chiar din trecut, la momentan, cum vedeți? E o jale. O jale sau o bucură? E o jale. La noi, acum, e o jale. Unde lucrați, doamnă? Da, deci dumneavoastră puteți spune mai avizat cum e acum. Da, se respectă programa pentru fiecare disciplină, dar eu nu am făcut asta niciodată, nu m-am indicat în sistemul ăsta, la mine nu știu. V-ați luat permisiunea de a fi creativă în predare, de a lucra în mod direct cu copiii. Deși ați călcat, care vă zic, regulile, pentru că și putea fi penalizată pe asta, pentru că... V-ați asumat-o, da? Da. Și am mai întâlnit și alți profesori în alte zone ale țării și până ce să ajungă ei în alte zone sau să ajungă acest sistem, acest institut la ei ca să-i poată încuraja și intrui și pe cei din jur, n-ar ajunge mai ușor niște manuale care să-i ajute, manuale suplimentare? Da. Știți ce se întâmplă? Se întâmplă următorul lucru. Sistemul de educație din România nu este un sistem selectiv. Nici la adresa profesorilor, nici la adresa elevilor, nicăieri. O clipă. Un profesor din 40 care a învățat manualul, deci profesorul a învățat manualul și știe să răspundă la toate întrebările. Știe să facă toate exercițiile, cunoaște toate cunoștințele alea, dacă e pasionat, mai are și altele ale lui personale pe care le-a cules din alte părți. Și din clipa el se consideră absolut satisfăcut că are ce da. Dar nu știe cum să dea. N-are metodologie de lucru, nu cunoaște stilul de predare, stilul de învățare, nu înțelege psihologia copilului, el predă. Se întoarce cu spatele sau cu spatele la tablă și scrie și îi vorbește. Și toată lumea îl apreciază pentru că, uite, domnule, a zis niște chestii care sunt scrise în codex nu știu care. Foarte bine. Deci, atât. Nu contează interacția cu elevul. Nu o cere nimeni, dar absolut nimeni. Dacă elevul respectiv are... o interacție pozitivă la ce spune profesorul, dacă evoluează pozitiv, dacă face ceva în continuare, nu contează. Astea sunt lucruri esențiale. Esențial este ca omul respectiv să zică bine manualul, să citească Biblia. El e cu Coranul lui acolo și zice... Mă refeream la cei câțiva care sunt deschiși către... Cei câțiva care sunt deschiși, rup bariere, nu stau la mâna Ministerului Educației, la mâna Inspectoratului Școlar. Pur și simplu nu le pasă, lui lor le pasă de copii și lucrează cu copiii, pur și simplu calcă toate regulile în picioare. Și ca să veniți cu niște cărți, deci cu un suport scris care să-i ajute pe ei ca să de așa, adică ca primă... Sigur, bineînțeles. Ca primă modalitate, ei sunt deja formați, deja lucrează cu copiii, deja doar un pic de sprijin, atunci cel mai ușor decât să iei niște mame de la zero. Da, e real și avem în evidență și în intenția de a-i antrena acum în continuare. Aștept însă să putem face treaba aceasta la modul oficial, să aibă și ei un mic avantaj. Deci, acum, la Ministerul Educației, zilele astea, a ajuns la Departamentul Juridic regulamentul de organizare și funcțional al Centrului Național de Instruire Diferențiată.